Românii care și-au planificat concedii în Ungaria, Franța sau Italia ar trebui să aibă în vedere o serie de atenționări emise de Ministerul Afacerilor de Externe. Este vorba despre restricții de trafic, incendii sau avertizări legate de precipitații abundente. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Ungaria că sunt restricții de circulație pentru camioanele de peste 7,5 tone valabile până la sfârșitul lunii. Ministerul Afacerilor Externe atenționează românii care călătoresc în Franța că până pe 4 august autoritățile locale anunță furtună puternică în nordul țării și, în special, pe canalul Mânecii. În contextul marelor, în alte, multe plaje vor ridica steagul roșu din cauza valurilor agresive. Tot de-a lungul canalului Mânecii se așteaptă rafale de 100 de km pe oră, dar și valuri de 8 metri în largul Bretaniei. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie și pentru Italia, unde astăzi este cod portocaliu privind riscul de producerea incendiilor de vegetație din cauza temperaturilor extreme. De asemenea, în toate aceste țări se recomandă cetățenilor români să se informeze înainte de începerea călătoriei în legătură cu situația existentă, atât pe traseu cât și pentru destinațiile finale. Turiștii pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale misiunii diplomatice a României în fiecare dintre cele trei state.